Domnule președinte al României, domnule președinte al Senatului, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule prim-ministru, distinși invitați, doamnelor și domnilor parlamentari. Jos comunismul, asta s-a spus acum 30 de ani, asta s-a spus când s-a trimis la coșul de gunoi al istoriei un regim, cel mai crunt regim. După 30 de ani, metehne ale acestui regim au continuat și continuă sub multe forme în societate. Comunismul continuă să trăiască prin cei care nu înțeleg că democrația înseamnă mai mult decât o sumă de sloganuri enunțate solemn. Democrația înseamnă să respecti regulile, să-ți respecti adversarii și să nu faci din orice motiv de război. Război al cărui unic scop este distrugerea adversarului. Doamnelor și domnilor, astăzi trebuie să simțim la fel, astăzi trebuie să mulțumim Timișoarei și tuturor eroilor care au avut curajul să iasă în stradă și să spună jos comunismul, vrem libertate, deșteaptă-te române. Fix acum 30 de ani, Timișoara a prins scânteia Revoluției Anticomuniste din 89, fix acum 30 de ani, Timișoara a ales să moară pentru libertate fără să se predea. Fix acum 30 de ani, Timișoara a făcut pasul prin care urma să devină primul oraș liber al României. Fix acum 30 de ani, Timișoara deschidea o nouă pagină a istoriei României. Costul a fost suprem, cu sânge și cu moarte. Lepa bărbat. Fiecare dintre noi ar trebui să ține minte acest nume. Fiecare dintre noi ar trebui să aprindem o lumânare și să invocăm acest nume în rugăciunile noastre, măcar astăzi. Lepa bărbat a fost primul erou al Revoluției din decembrie 89, femeia împușcată mortal pe străzile Timișoare. Primul sacrificiu al libertății noastre, fără ea și fără ceilalți 106 eroi care au ajuns împrăștiați pe un câmp lângă București sau îngropați la comun în cimitirul săracilor din Timișoara, fără sutele de răniți, chilodiți sau marcați pe viață, astăzi nu am fi fost aici. Fără jertfa copiilor Cristina Lungu, de 2 ani, Laura Negruțiu, de 9 ani, Gabriela Taco, de 10 ani, Luminița Boțoc, 14 ani, Claudiu Vărcuș, 15 ani, Constantin Iosup, 17 ani, Eugen Nac, 17 ani, Maftei Sila, 17 ani, copiii noștri nu s-ar fi născut într-o Românie, într-o nouă Românie și cu siguranță ar fi avut o viață mai tristă și deloc liberă. Gândiți-vă, dragi colegi, că acum 30 de ani, la Timișoara, sute de oameni și-au pierdut părinții, copiii sau prietenii în lupta pentru libertate. Dincolo de curaj, de nevoia schimbării, de revoltă, de forță, de demnitate, bucuria libertății s-a născut din tragedie, din suferință, din sacrificiu și din moarte. Iar acest lucru nu trebuie uitat niciodată. Timișoara a murit pe 16 decembrie 89 și a renăscut pe 21 decembrie, când la sfârșitul zilei a fost declarat oraș liber. Astăzi, în Timișoara, mâine în toată țara, a însemnat începutul pentru cel mai urât, diabolic și represiv dintre toate regimurile comuniste din Europa de Est. România întreagă a simțit fiorul schimbării, iar Bucureștiul a preluat scânteia și a transformat-o în ceea ce urma să ducă la căderea definitivă a dictaturii. Nu fără luptă, nu fără pierderi, nu fără victime și nu fără moarte. Să nu uităm niciodată cui datorăm schimbarea destinului nostru ca națiune. De aceea, astăzi, le mulțumesc lor, eroilor din 89, pentru sacrificiul suprem. Depinde doar de noi să alungăm ultimele rămășițe ale vechilor mentalități. Depinde doar de noi să punem democrația acolo unde este locul, nu doar în sloganuri, ci în acțiunile noastre de zi cu zi. Vă mulțumesc!